Avram Grant, un antrenor cunoscut, un antrenor cu nume în fotbalul din Europa. Începe partida, Rapidul este în alb, a avut lovitura de începere, o pasă a lui Săpunaru, e căutat Benson. Chicas către Benson, atenție la această fază, Benson trece acolo de portar, continuă Benson, întoarce balonul pentru Edor Iol, mai departe la Mullens, Benson a rămas întins pe gazon, nu poate participa la această fază, centrarea lui Săpunaru era pentru Ghețov, iar Markovic îi trimite lui Calancea și intervenția lui Markovic aici, Benson trece de Calancea, ține mingea în teren și fără să fie atins de cineva. Wellison a stat la distanță de el. S-a prăbușit vârful Rapidului. Lângă bun, recuperează aici gazdele prin Ștefănescu. Pasă pentru Sialmas. Sialmas este izolat acolo. Sialmas continuă și șutează pe lângă poartă. Ocazie pentru vârful grec al celor de la Ceahlăul. Acțiunea sa a fost una foarte bună. Un singur coleg se afla în zonă. Iată-l pe Rodriguez venind din spate. Erau, iată, 5 rapidiști plus portarul Bucta în careu, desigur, și doar 2 jucători ai Ceahlăului. Ghețov, din nou Chicas, centrarea lui Chicas. Oh, ce ocazie pentru Rapid. Mingea este trimisă de Cerlincă pe lângă poartă. Ocazie pentru giureșteni. Cei de la Ceahlăul s-au certat între ei după această fază, pentru că venise nemarcat acolo Andrei Cerlincă. Bună această centrare a lui Chicas, nu însă și reluarea lui Andrei Cerlincă, fotbalist venit la începutul anului la Rapid. Joan Oriol, lansarea lui Chicas pentru Mullens, așteaptă Cerlincă în careu. Mullens reușește driblingul, șutează Mullens, minge deviată! Încă un auto într-o partidă a celor de la Ceahlăul pe această arenă. Și nu doar pe acest stadion, chiar la aceeași poartă, mingea la șutul lui Mullens deviată de Wellison. Ca de obicei, spune Cristi Săpunaru, un element esențial pentru Rapid. Ghețov centrează însă în primul adversar, în Knaif, la marginea careului, șut bun și prima mare ocazie pentru Rapid din această confruntare. Garai este aproape de primul gol în tricoul Rapidului. Ce șut a prins Lopez Garai. Iată cât de bine a tras Calancea, scoate de sub transversală, bună și pasa lui Ghețov. Iol, Joan Oriol, minge deviată de Săpunaru și ocazie mare pentru Rapid. Iată, Chicas este cel care șutează și în cazul lui puteam vorbi despre primul gol în tricoul Rapidului. Două ocazii în câteva minute pentru formația lui Cristiano Bergodi. Iată șutul lui Chicas și mingea respinsă. Oriol la marginea careului, scoate bine pentru Mullens. Centrarea lui Mullens, greșește Calancea, dar a respins Buden. Pericol din nou la poarta Ceahlăului. Centrarea acum lui Joan Oriol. Daniel Niculae în fața porții. Liberă pentru Ceahlăul. Iată ocazia de mai devreme a Rapidului, șutul lui Mullens. Eroarea făcută de Calancea. Mingea este degajat apoi de Buden. Putea să se ducă balonul pe sub portarul Ceahlăului și atunci era o problemă. Mullens îi cere mingea de Nel Niculae în partea stângă. Mullens preferă să paseze pentru Chicas. Chicas se întoarce acum și trimite către Daniel Niculae. Daniel Niculae cu capul se cere penalti pentru o intervenție acolo a lui Tăpăcariu. Tăpăcariu îi făcea semn lui Daniel Niculae să înceteze cu protestele. Pasează acum Achim, însă nu o face deloc bine. Trimite în brațele lui Miloș Buchtea. Arată cu siguranță mai bine această repriză secundă. Încă o dată centrarea lui Chicas și momentul în care Daniel Niculae trimite cu capul, cere penalti după această intervenție a lui Tăpăcariu. Nu, Buden, cred. Buden a fost cel care a lovit mingea cu brațul stâng. Vine spre balon, apoi s-a răzgândit. Ghețov este într-o poziție bună. Ghețov în spate pentru Chicas. Șut ratat, respinge Markovic din nou. Chicas, Edor Iol. Gol! Rapid!
deschide scorul în minutul 55. Execuție superbă a spaniolului Edu Oriol, marchează cu siguranță unul dintre cele mai frumoase goluri din 2015. A pus mingea parcă aici cu mâna Edu Oriol și iată un cadru extraordinar. Relorile sunt urmărite și de la oficială pe DigiSport 1. Mullens către Ghețov, șutul lui Kikas este unul ratat, dar tot Kikas este cel care îi pasează lui Edu Oriol, care trimite un șut imparabil. Este a doua reușită a lui Edu Oriol după ce a semnat cu Rapidul. Iată și bucuria jucătorului trecut pe la echipa secundă a Barcelonei. Sialmas către Rodriguez. Rodriguez cu spatele la poartă, vine întâmpinarea sa și Garay, o pasă pentru Marković, intrarea lui Marković periculoasă! Cea mai mare ocazie de gol a celor de la Ceahlăul Piatra Neamț în această partidă apare în minutul 58. Centrarea lui Miloș Marković, extrem de periculoasă, îl depășise acolo pe Edu Oriol, însă mingea nu ajunge în poartă. Balonul se scurge pe lângă, este ratarea lui Rodriguez. Tează impresionant Edu Oriol, pentru el este balonul. Edu Oriol la marginea careului, așteaptă urcarea fratelui său Joan Oriol, respinge Calancia. Ce colaborare au reușit frații Oriol. Mullens îi trimite acum lui Săpunaru. Privește Garay. Ghețov, Garay în spate pentru Sapina. Primește Cimovș. Cehul încearcă să-l lanseze pe Mullens. Un amănunt interesant, Cimovș, înainte de a semna cu Rapid, a jucat în campionatul Indiei. Un amănunt care probabil că vă este cunoscut. A fost la Mumbai City. Acolo a fost coleg cu Fredrik Ljungberg și lui Edu Oriol. Mullens pasă pentru lui Miguel, mai departe la Ghețov. Șutul Edu Oriol, minge respinsă până la Mullens. Și vorbim despre una dintre marile ratări ale acestui sezon din Liga 1. Iată-l pe Mullens, lui Miguel, Ghețov, șutează Edu Oriol și Mullens trimite peste poartă. Ce ocazie are Rihairo Mullens! Liberă la care rapidiștii vor încerca să țină cât mai mult mingea acolo în colț. Nu mai este însă nevoie. Găman pune capăt jocului. Ceahlăul Rapid se termină 0-1. Un gol de 3 puncte. Un gol superb marcat de Edu Oriol în minutul 55. Este un succes extrem de important pentru Rapid.